9 scrimeri de la Clubul Steaua București vor concura săptămâna viitoare la Campionatul Mondial de Seniori de la Budapesta. Ultima mare competiție a scrimei mondiale din acest an a fost pregătită de către Roșii Albaștri în cantonamentele desfășurate în Poiana Brașov și Complexul Sportiv Steaua. Spadasinele Ana Maria Popescu și Maria Udrea privesc cu încredere spre întrecerea din Ungaria și spun că un podium e perfect posibil. Orice se poate întâmpla. Budapesta mi-a purtat noroc, să spunem, anul ăsta. Am câștigat acolo Grand prix -ul. Să vedem dacă pot să repet istoria. Vom vedea ce va fi în acea, în acea, zi. Mai mult ca oricând sunt convinsă că depinde totul de acea zi, nu neapărat de, de partea de antrenament. Toți ne antrenăm la fel. Cine va avea acea sclipire în, în ziua respectivă, acela va fi pe, pe podium de cel câștigător. Alin Bade a ocupat locul 4 cu echipa de sabie la europenele din iunie de la Düsseldorf și e convins că la mondiale isprava se poate repeta. Și mai important lucru e că cât de cât suntem un pic sănătoși, au și probleme medicale mai toți de-a lungul acestui sezon. Și, în schimb, cu antrenamentele, cu pregătirea, destul de ok. Știm ce avem de făcut, știm ce adversari urmează să întâlnim acolo și lucrurile de curg destul de bine. La toate concursurile la care mergem, mergem cu gândul la medalie. Acum, e cel mai important e ca noi să ne facem treaba pe planșă, să ne legăm destul de bine la echipe și cu siguranță cred că vom putea lua așa medalii. La Floretă, Steaua va fi reprezentată pe planșele din Ungaria de Mălina Călugăreanu, Maria Boldor, Andreea Gheorghe, Silviu Roșu și Alexandru Sârb, sportiv care își propun să se bucure de scrimă și să acumuleze cât mai multă experiență. O să fiu un crezător. primul rând vreau să trac cât mai bine și cred că o să vină și niște rezultate, că... Trag cum trebuie. Am pretenția de la mine să fac ceva pentru mine, să nu, nu am viste foarte înalte cu chestia asta, dar să fac pentru mine și să fiu eu mulțumită de mine. Primul gând pe care l am este să am o calificare pe tabloul principal și de acolo îmi doresc foarte tare să merg până unde pot eu mai mult, să trec de prima eliminare și cu siguranță dacă voi avea un un parcurs bun în ceea ce privește conținutul scrimei, cu siguranță și rezultatul satisfăcător pentru mine va, va veni.